show-ul din Asia a dat detalii despre ce nu a apărut pe micile ecrane. Lucian Voicu, un cameraman de la show-ul din Asia, a povestit ce se întâmplă în spatele camerelor de luat vedeți. Mai mult, a dat detalii despre momentele în care opreau filmarea. E mai greu ca în armată, dar e o poveste din care îți dorești să faci parte și pe care o trăiești la cote maxime. Asia Express a fost un test și mi-a confirmat că am o condiție fizică bună. Am alergat cot la cot cu concurenții, dar nu m-am pregătit deloc înainte de plecare, deși am colegi care s-au antrenat la sală și și-au schimbat stilul de viață, înainte de show. Da, au fost momente când am oprit camera, dar nu din cauza unor conflicte, ci pentru că Morodan avea nevoie la toaletă, când noi eram pe marginea unui drum. Au fost și situații mai delicate, deoarece depindea foarte mult de zona în care concurenții alegeau să caute cazare, virgulă, a povestit el. Cameramanul de la show-ul din Asia, pe Paul și Jojo, îi bănuiau a fi teroriști, punct, în India, în Tamil Nadu, o zonă foarte religioasă, oamenii erau extrem de reticenți. Eu n-am avut probleme, însă Amer, colegul meu care a filmat cu Jojo și Paul, a trebuit să închidă la un moment dat camera și să plece din locul în care erau, pentru că se adunaseră destul de mulți oameni, iar pe Paul și Jojo îi bănuiau a fi teroriști. La începutul filmărilor, am avut ceva probleme cu stomacul, până s-a acomodat organismul, dar până la urmă totul a fost ok. Mâncam multe fructe, orez, conserve de ton, avea o pâine foarte bună, naan. Impactul cu India a fost iarăși foarte puternic, pentru că mirosurile mi-au dat de furcă. Altfel, adrenalina de care aveam parte în fiecare zi nu mă lăsa nici măcar să mă gândesc la posibilitatea de a renunța. Suntem și noi într-un cursă continuă, virgulă, a mai declarat Lucian pentru Vicero.